Știi unde este polul nord? Te gândești probabil că este aici. De fapt, există doi poli. Polul nord geografic al Pământului este fix, însă polul nord magnetic al planetei, direcția nord pe care o indică busola, își schimbă poziția. Polul magnetic se mișcă din cauza schimbărilor magnetice din nucleul Pământului. Devierea a fost măsurată pentru prima dată în arhipelagul Arctic Canadian în 1831. De atunci, polul s-a deplasat cu 2300 de kilometri spre Rusia Siberiană. Administrația americană a oceanelor și atmosfere și British Geographical Survey actualizează poziția polului magnetic o odată la 5 ani. Cel mai recent anunț a venit mai devreme, deoarece polul magnetic se deplasează mult mai repede. În prezent, el parcurge peste 55 de km pe an. În 2000, viteza anuală a acestuia era 15 km. Dacă polul nord magnetic este localizat incorrect, consecințele pot fi dezastruoase, de exemplu, în cazul telefonelor mobile. Ele folosesc parametrii polului magnetic ai pământului și ai câmpurilor gravitaționale pentru a determina poziția telefonului. Diferența între polul magnetic și cel geografic poate fi nensemnată în Marea Britanie, unde este mai mică de 2 grade, dar în Brazilia ea este mult mai mare, peste 20 de grade. Utilizatorii de telefoane în acea zonă se pot pierde ușor dacă că programul nu ține cont de această diferență. Numele pistelor de aterizare sunt bazate pe direcția acestora în raport cu polul nord-magnetic. De exemplu, aeroportul din Fairbanks, Alaska, și-a redenumit pistele din 1L19R în 2L20R în 2009. Armata Statelor Unite folosește polul magnetic pentru navigare și lansările cu parașută. Iată de ce este foarte important să știm exact unde este polul nord-magnetic.